înțeles că Harul Domnului să însoțească această recitare, deoarece El i-a avut aceste poezii. De nu fi fost de partea noastră cu noi, o Sfânt Emanuel, cum ar fi fost ființa noastră în viața aceasta atât de astră, să spună astăzi Israel? De n-ai fi fost prezent, o Doamne, când prin cuptor am fost trecut, ne-ar fi înghițit căldura mare și flăcările îngrozitoare și toți am fi fost crun făcuți. De n-ai fi închis tu gura atâtor lei înfometați, pierduți eram fără salvare, de n-ar fi fost brațul tău tare să spună ce-i răscumpărați. De n-ar fi fost întinsă mâna ce poartă semnele necui, am fi pierduți dacă Tu, Doamne, nu ne-aveai săpați în palme și-am fi ajuns ai nimănui. De n-ai fi potolit furtuna de atâtea ori certându-i vântul, ne-ar fi înghițit a ei furie, trântița ar fi pentru vecie, de nu ți-ar fi auzit cuvântul. Unde am fi fost? De n-ar fi Domnul să lumineze orizontul, să spună mării ca să tacă și mare liniște să facă porunca lui să oprească vântul. Să spună întunecata zare și clipele de întristări, unde am fi fost dacă Tu, Doamne, nu ne-ai fi scos cu mâna stare și ai fi vecheat în încercări. Să spună munții de probleme, să spună cei nemângâiați, ce-ar fi făcut bolnavi oare de nu le-ai fi dat vindecare? Să spună, frații vindecați, de n-ar fi fost mângăitorul ca să ne mângâie necazuri și rănile să ni le lege, am fi pierduți în făr de lege și de-a mărilor talazuri. Dar Tu ai fost întotdeauna cu noi, o Sfânt Emanuel, primește-a noastră mulțumire și jertfa adusă din iubire de o fiică în nou Israel. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.